Vremea s-a răcit, semn că iarna este aproape și sărbătorile bat la ușă. La Sibiu și Craiova se simte atmosfera Crăciunului, pentru că acolo s-au deschis deja târgurile, iar orașele sunt scăldate în lumină și miros de turtă dulce. Colegii mei, Emanuel Jilinski și Adriana Obrocea, au asistat la prinderea iluminatului festiv și sunt pregătiți să ne spună ce surprize găsim acolo. Mergem însă mai întâi la Sibiu, la colegul meu, Emanuel Jilinski. El ne spune care este atmosfera acolo, pentru că după 2 ani de restricții, turiștii, dar și localnici, și se pot bucura din plin de magia sărbătorilor de iarnă. Emanuel, bună seara! Bună seara! Într-adevăr, este prima ediție fără restricții a târgului de turism la Sibiu după 2 ani de zile. De fapt, cea de-a 15-a din întreaga existență a acestui târg. Au venit aici mii de oameni din toată țara și am văzut chiar din țările Europei. Sunt peste 120 de artizani prezenți în acest târg, dintre care aproape 3 sferturi sunt veniți din restul țării și doar un sfert sunt localnici. Sunt milioane de beculețe care întregesc atmosfera pe toate pereții clădirilor din jur împrejur. Sunt proiectate modele grafice făcute special pentru această sărbătoare care va ține, sperăm noi, până la începutul lunii ianuarie, adică până la sfârșitul sărbătorilor de iarnă. Miros de scorțișoară, vin fiert, de turtă dulce, oameni care se simt bine și care așteaptă să intre în spiritul Crăciunului aici la Sibiu. De altfel, este o atmosferă care sperăm să o găsim și la Craiova, acolo unde colega mea Adriana a participat la deschiderea târgului de turism, târgului de Crăciun. Adriana? Într-adevăr, și aici la Craiova se simte din plin atmosfera și magia sărbătorilor de iarnă. Odată cu aprinderea iluminatului festiv, care a avut loc la orele 18 și 30 de minute, atunci când autoritățile au apăsat butonul, iar iluminatul festiv a împodobit orașul, dar și bradul înalt de peste 20 de metri, unul din cele mai frumoase și mai înalte din țară. În acest an, autoritățile au pregătit o mulțime de surprize vizitatorilor. Vorbim de căsuțe pictate manual, unde se pot găsi o mulțime de bunătăți, de la produse tradiționale până la cozonac, turtă dulce, vin fiert, însă și obiecte pictate manual, toate în spiritul sărbătorilor de iarnă, pe care craiovenii și le pot achiziționa. Și pentru că anul trecut târgul de Crăciun de la Craiova s-a clasat pe locul 6 în topul celor mai frumoase târguri de Crăciun din țară, anul acesta autoritățile invită pe toți la un concurs, cea mai frumoasă fotografie care imortalizează momentele magice din seara aprinderii iluminatului festiv de sărbători va fi premiată și va intra în concurs. Sperăm să câștigăm un loc fruntaș anul acesta în topul celor mai frumoase târguri de Crăciun din Craiova. Haideți să vedem materialul, haideți să vedem bucuria care se citește pe chipurile oamenilor, pentru că nu e așa, magia sărbătorilor se apropie. Bradul frumos împodobit, sutele de mii de beculețe și figurine luminoase i-au încântat pe primii vizitatori. Este spectaculos, chiar este spectaculos. Mai ales pentru cei mici, bănuiesc. Nu știm la ce să ne uităm mai întâi. Este deosebit. Sunt fericit. Mă încântă luminițele care un show nemaipomenit. E o minunăție, e frumos să stăm aici împreună cu nepoții, să ne bucurăm de clipele minunate. Craiova a ajuns anul trecut pe locul 6 în topul european al celor mai frumoase târguri de Crăciun. Toți cei care vin la târg sunt îndemnați să facă fotografii. Cea mai frumoasă poză a târgului de Crăciun va fi premiată. Această fotografie va fi transmisă la European Best Destination pentru a deveni fotografia care, sperăm noi, ne va plasa cât mai sus în topul târgurilor de Crăciun. Piața din centrul Sibiului a fost împodobită cu instalații noi de iluminat. Cele peste 100 de căsuțe sunt pline cu produse specifice Crăciunului, iar caruselul e ca un magnet pentru copii. Foarte fain, foarte fain, da. E absolut magic. Și venim aici an de an. Fantastic, fantastic, e minunat. Cum e târgul de Crăciun în Sibiu în cooperație cu cele din Germania? Deosebit. Deosebit. Aici. Very nice.
very nice. I love it. Yes. So you know the first time in Sibiu? It's my first time in Sibiu, yeah. Excellent, excellent. Ne place foarte mult. Avem cea mai mare ediție de până acum. Sunt 120 de expozanți prezenți. Credem că diferența între târgul de Crăciun din Sibiu și alte târguri cunoscute europene este din ce în ce mai mică. Mirosul de scorțișoară, turtă dulce, vin fiert și farmecul decorațiunilor luminoase vor cuceri în curând și alte orașe din România.